ziua! Bună ziua! Spuneți-ne câteva cuvinte despre dumneavoastră și proiectul de care vă ocupați în prezent. Numele meu este Florin Munteanu, mă ocup de proiectul acesta Palladium Residence, eu sunt directorul de vânzări și vorbim despre un proiect nou în piață, într-o zonă foarte bună, foarte bine dezvoltată și cu un potențial foarte ridicat. Cum ați descrie piața rezidențială din București? În momentul de față, piața rezidențială din București se maturizează. După cum observăm, clientul este un client mult mai serios, mult mai atent, mai delicat. Trebuie să aibă toate informațiile și vorbim despre lucruri sigure, nu vorbim despre lucruri posibile. Viitorul trebuie să fie cât mai apropiat de prezent în situația de față. Cum credeți că va evolua piața rezidențială din capitală? Va evolua, cu siguranță va evolua, însă nu o să mai fie o evoluție foarte rapidă. Lucrurile sunt privite mai atent și cu siguranță vor fi tratate mult mai serios și vor trebui tratate serios și de către dezvoltator, dar și de către cumpărător. În prezent, care sunt principalele aspecte de care clienții țin cont în alegerea unei locuințe? Pentru client contează foarte mult locul în care este poziționat proiectul, vorbind foarte mult despre partea logistică. O stație de metrou este foarte importantă și de asemenea o comoditate în ceea ce privește achiziționarea diferitelor produse. Ce puteți să ne spuneți despre poziționarea Palladium Residence pe harta rezidențială a capitalei? Locația este una foarte bună. Vorbim despre o stație de metrou în apropiere. Este vorba despre stația de metrou Nicolae Teclu și despre o zonă comercială foarte dezvoltată. Partea cu Auchan Paladi, Decathlon, Jumbo, foarte multe proiecte de interes. Plus că se anunță, sau cel puțin noi am văzut în presă, că ar veni și Ikea. Un lucru îmbucurător și pentru viitorii noștri clienți și pentru actualii noștri clienți, dar și pentru noi. Nu putem să ne ascundem bucuria reținută până nu-i vedem aici. Mai așteptăm un pic. Care sunt tipurile de locuințe disponibile în cadrul ansamblului Palladium Residence? Este un proiect mare. Proiect mare ce are garsoniere, două camere, trei camere, patru camere. Avem apartamente cam pentru toate tipurile de client. Și ce beneficii au clienții la achiziționarea unei locuințe în acest ansamblu rezidențial? Beneficii, vorbim despre beneficiile oferite de zonă, cele logistice, stația de metrou care, după cum v-am spus, este deja aici, partea cu tot ce înseamnă Auchan, Jumbo, partea aceasta, vorbim despre lucruri din zonă, dar și foarte important în interior, vom discuta despre o grădiniță, vom discuta și despre magazine în incintă și un spa. O să fie ceva foarte interesant, cu spații verzi, zone de joacă pentru copii, se va dezvolta foarte interesant. Din punct de vedere al facilităților și prețurilor oferite, cum se raportează clienții la acestea? Să știți că suntem considerați nu neapărat în piață, ci mai bine de atât. Foarte mult se miră că avem un preț foarte, foarte bun per unitate. Sunt persoane surprinse de prețul pe care îl avem. Noi suntem cu un proiect nou și de aceea am ieșit cu câteva oferte foarte bune. Și vorbim despre prețuri cu adevărat interesante. Și ce soluții de creditare le oferiți clienților? Clienții pot cumpăra, evident, prin credit. Credit prima casă, credit standard. Este foarte posibil, în viitorul foarte apropiat, să avem și o variantă de finanțare din partea dezvoltatorului. În momentul de față creionăm o astfel de variantă de finanțare. Vorbim despre variantă de finanțare alternativă. Și evident, o variantă prin care vindem cea din surse proprii, pentru care nu se supără nimeni. Este cea mai interesantă pentru cumpărător și pentru vânzător, de asemenea. Cum vedeți o evoluție a vânzărilor pentru ansamblul rezidențial Palladium Residence? Evoluția este una, cu siguranță, vorbim despre o evoluție și va fi o evoluție continuă. Am început vânzările de curând și se arată un proiect interesant.
Care sunt ofertele cu care întâmpinați posibilii clienți? O ofertă, vă dau un exemplu punctual, un apartament cu două camere, o suprafață utilă de aproximativ 44 de metri pătrați, 33.700 plus TVA 5%. Dacă faceți un calcul, ieșiți la o sumă foarte, foarte interesantă pe metru pătrat. În final, ce mesaj ați dori să trimiteți vizitatorilor de pe portalul dezvoltatorimobiliar.ro? Mesajul meu către vizitatorii portalului dumneavoastră ar fi să vină să vadă apartamentele noastre, pentru că vorbim despre un produs care cu siguranță le va satisface nevoile. Să se oprească din căutări, pentru că la noi cu siguranță vor găsi ceea ce își doresc. Mulțumim frumos și mult succes! Mulțumim și noi de asemenea!